Salam alecu, am vrut să zic, dragii noștri, dar nu e salam alecu, e namaste, namashka, de aici, din India, din Agra, din orașul Agra, din India. În acest vlog vrem să vă arătăm vibe-ul de aici, mai local, așa, să ne luăm o banană și chiar o pizza. Pentru că prea mult McDonald's, mai trebuie și o pizza de la Domino Pizza. Cum arată o pizza în India, exact. În principal vrem să nu fie picantă. Exact. În rest... Da, dar mai important e drumul până acolo, că facem undeva la 15-20 de minute prin oameni, așa, prin vibe-ul ăsta local, prin om care se scoate nasul din cap. Din astea, așa. Și continuăm, o luăm drept aici. Aici familia fericită. Domnul cu tractorul. A, uite, aici se făcea o piață în stânga, cred că. Dar mai ar trebui să aibă și aici niște banane. Dacă vedeți banane, aici are din astea ghirlande. Ce părere aveți? Nu știu ce este asta, ce tot împing oamenii ăștia. Vedeți asta din stânga, nu știu ce are. Se pregătește de festivalul. Festivalul indian. Festivalul sarmalelor. Wow, ce poftă mi-e de o sarmală. Așa, o sarma în foaie de viță aș mânca. Ia uitați aici pe unde ne băgăm. Urmăm pe Marcelino. Prin vibe-ul ăsta local. Mi-e așa mult îmi place unde se uită toți, mă. Yoga. Unde yoga? Yoga Day. Yoga Day, da, acolo în stânga. Și ați observat asta, nu? Aici se face un metrou deasupra foarte lung, pe tot bulevardul ăsta. Dar încă este în construcție. Ia uitați, aici au dulciuri. Hă? Vrei? Din alea roz aș vrea. Și nu mai să vedem cât ne cere, 1.000.000 de... Hello, good. You like sweet? Yes. Something pink? Yeah, taste? Pink. 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 Which country you're from? Romania. Romania. Yes. Near Hungary. Yes. Yeah. Yeah. Hungary. Huh? What's this? It's a rose flavor. Rose? Yeah. It has four flavors, different four flavors. This is rose, this is saffron, this is cardamom, this is huskas, vanilla. One more taste. Do you like petal? Beetle, beetle. No. And this one, this one. Pineapple. No. One of these. One. She didn't ask that though.
And two with rose. Chocolate wala bhi ek box hi wala dijiye. This one? Five flavor? No, only rose. Okay. Oh, look in the bucket. Two? No, can you give me piece? One piece. Each? No, was no box. Okay, no box. Mm. No box. Ek piece chahiye bhai ne isme se. Two. Okay. Two? And this? Two. Rose flavor. Yes. Da, nu se ne dau cutie. Ai tu? Nu am prea de costă. Păi da. How much? Which one? Pati e inga de tine. Ne-am luat așa, două roz, două din alea, am dat 100 de rupii. Mult. Mult. Da, da, na. Dar s-a zis, dar dacă până să nu 350. Da, am negociat. Hai. Copiii salut aici. Deci când am auzit 350. E picat lui Marcel fața. Dar nu, că nu. Și 100 e. 100 e mult. Să știi să nu dați mai mult de 100 pe chestii astea mici. Bine, 100 în lei e puțin, dar na, pentru ei e mult și au făcut vânzarea pe lună. Da, dar sunt așa, oameni și oameni. Da, exact. Trebuie să aveți grijă cu tot. Cu tot, da. Mai bine nu băgați în seamă, sunteți așa răi, îi mâncați de vii. Arătați că sunteți români, adevărat. Că dacă erați neamți sau italian, din ăsta spaniol, știți cum să ia. Wow, cum aruncă cu banii. Dar românul știe că trebuie să țină de bani, că îl câștigă greu. Așa suntem și noi. Acum ne aruncăm în fața mașinii, Rita. După tine, Marcel. Aici foarte mult pișat, puteți observa. Aici o casă. Vedeți aici normal numai din față au voie să vină mașini, dar vin și din spate. Foarte multă, foarte mult sonor aici. Bine măcar că a intrat soarele nori și nu mai ne bate în cap. Numai noi mergem pe tot care. Da, noi și indienii. Mai arătați-mi un turist pe aici. Măcar ei nu merg. Da, ei ce au de făcut fac. Aici copii foarte mici care lucră la tractor. Ia uitați-l pe ăsta, se urcă acum sus. Aici fac trotuar, vedeți? Uitați ce mici sunt. Aici un cățel s-a culcat în ciment. Aici să știți că în India e țara tuturor contrastelor posibile și imposibile. Ce vezi aici, nu vezi niciunde în lumea asta. Și ce fac oamenii, mă refer la ce fac. Unul stă în cap, unul se pișă, se cacă, se vai de capul meu. Da, ce, pe partea alaltă? Din tren am văzut oameni care se căcau așa pur și simplu, pe câmp, direct s-o pus-o, nici nu s-o mai șters, s-o ridicat. Păi eu am urmărit că m-o lăsat la geam. Mai bine, acum nu o să mai stau la geam. Dacă nu stai la geam, vezi ce e în tren și tot aia e. Na, și așa. Da. Da, aici e scurgere, așa, am mai văzut din astea. Se scurge. Se scurge ce rămâne de la oameni. De acolo, na, vă dați seama că n-au scurgeri. Da, na. Ce să zic? Mai am ce să zic? Bine că eu căutam banane și mi-am luat sweet. Da, dar asta e ceva.
Aici au mango, vedeți? Deci chestia asta care e cu trandafir, e ceva de vlea. Da. E foarte tare. Interesant, da. Avea gustul bun, am zis, hai să iau. Are, abia ați văzut așa, în conserve, nu? Stil rahatul turcesc. Mamă, cred că un box din ăla ne-ar fi ferut, cred că tu trei mici. Da. 3.000 de rupii. Când ai zis că... Când ai spus că vrei numai o dină mică, a zis, au venit România aici. Am zis că unde e România? Lângă Ungaria? Da, am vrut să zic lângă Ucraina. Lângă Rusia. Marcel când întreabă că unde e România, el zice că e lângă Rusia. A, pe toți știu de Rusia. Da, de Rusia știu. Unul ne-a zis că, Rusia, că armata italiană, indiană, e foarte bună prietenă cu armata rusă. Tot felul. Unul mi-a zis că, vai, ce păr fain am, că așa scurt îi place și lui. Nu, doar le crește mare. Aici, pe partea stângă, puteți vedea niște bănci au. Aici erau din astea, vezi, Marcel? Dulciuri din astea. Tot felul. Aici un resort, hotel din ăsta care nu-i deschis încă. Tot pe drum aici, singuri, din ăștia mai albi, de prin Agra. Ia uitați tractorul. Aici sunt de mașini, dar ce, este trotuar? Oh, uite aici trotuarul, aici a avut loc o nuntă la palatul acesta sau ce este. Unul vine cu tuk-tuk-ul pe contrasens. Ei, nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Tirit! Hello! Hello! Hello, namaskasa! Petrecerea copiilor. Și aici ce trebuie? La stânga. Pe stânga, așa o luăm? Da. Ia uitați ce șumplu ăștia. Gazolina aici. Uite, accident aici, po. Te băga, domnule, cu bicicleta. Am tot mers și iată Domino's aici, pizza. Am ajuns într-un final. Wow, mi-a ieșit. Aici puteți să stați, așa, vă luați o băncuță din aia un scăunel de sat, de țară, așa, și vă puneți frumos și vă uitați la trafic și obosiți. Cam asta e, despre asta e aici în India. Ce? Da, ne așteaptă, e petrecere. Petrecere are nuntă, o vedeți pe Prințesa Galbenă. Aici e puș. O, oh, ce plin e. Ne uităm aici ce are, cam așa arată. Și vedem. Și vă arătăm și vouă. Deci rămâneți cu noi.
A venit pizza. A zis că cica asta e media, mi se pare. Nu se desfacem, să vedem. Desfă-o tu că pe numele tău. Uite ce-or veni moștele imediat. Na. Asta e foarte mică. Ce să facem? Au costat 300. 300 400 de rupi asta. Nu e foarte mare, ci că e medie. Păi la mică cum e? Sper că nu-i spicy. Taci, mă, ține-ți gura. Hai să te filmezi la gustare. La gustare? Haide. Simțurile. Pușcă și tu. Pușcă puțin. Nu mă gustă. Tot din aia mea? E bun, e blatul pufos, na. Da, ok, da. Mi se pare scumpă pentru... Da. Acum dacă avem pizze și nu mâncăm pișate din azi. Mă, nu, eu acum mai vorbesc serios, e aiurea să mănânci iute așa pentru mine. Dacă vă place, mâncați. Noi nu. Și că asta e medie. Pizza medie. Pizza medie. Da, pizza mică, nu asta. Păi și aia mare cum? E puțin mai mare ca asta? Asta e. Să avem poftă bună. Rămâneți cu noi. Dați un like. Ne-am luat un suc, o apă. Ne-am pus aici, în plăsuța asta. Am cumpărat și plăsuță, că nu ne-o mai dat. Așa roz, am frumos de fetițe. Și așa prin India, cu plăsuța. Am dat 100 de rupii pe un suc și o apă, destul de mult. Poate că ne-au văzut turiști, nu știu. Da, clar. Au întrebat de România, au zis că avem lei, știa. A fost la muncă în România. Da. Și acum luăm un tuk-tuk și da, la... Da, în total e 8 lei. Da, în total e 8 lei. Da, da. Și mergem și... Gata, gata azi.